Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, etalare pentru luna iunie. Interesant, făcută la lună nouă în gemeni. În timp ce am amestecat aceste de cărți, ați venit, în special cea cu numărul 3, înțelepților. Această carte vă transmite un mesaj. Sufletul vostru știe mai bine ce are nevoie, dar trebuie să fiți calmi, să fiți calmi și pentru gemeni. Unii gemeni e mai greu și să observați ce în jur și mai ales să vă observați pe voi. Trebuie să fiți într-o stare de neutralitate și de trezire, de atenție la ce se întâmplă cu voi, ce are nevoie, ce vă transmite corpul, ce are nevoie corpul vostru și ce vă transmite mediul înconjurător și situațiile și oamenii cu care aveți de-a face la capătul setului de cărți, da? Zona nemanifestată pentru mine. Detalii, detalii, ia uite, claritate, că tot mai ieșim, ne pregătim să ieșim din retrogradarea lui Mercur, care vă domină, vă guvernează. E o busolă. Trebuie să vă găsiți busola, să vă salvați. 16 este numărul turnului, după situații foarte dramatice, unii dintre voi. Sunt interesant. Urmează transformarea, urmează să vă întâlniți cu cine vă e potrivit, cu cine vă e drag, dragă. Dar pentru asta, ca să puteți manifesta, să puteți materializa, 3 înseamnă materializare, trebuie să fiți atenți. Ia, 4. Acum, 3 și 4. Atenți la locurile, la spiritul locurilor prin care treceți. Fiecare loc are un spirit. Unele locuri adun noroc, altele ghinion. La fel și oameni, la fel și situațiile. De ce? Pentru că există karma, există niște energie acolo. Interesant, acest număr 4, spiritul locului, iar vine cu un mesaj. Autenticitatea este esența puterii. Când această carte apare într-o citire, spune că răspunsul la întrebările voastre este, încerc să leg și de prima carte care a fost. Conștiința a ceea ce sunteți. Ca să fii autentic, trebuie să știi ce ai nevoie, cine ești, ce ești, da? Au legătură 3 și 4, da? 4 nu poate exista fără 3. Îl conține, da? Deci trebuie să fii treaz, să fii în pace cu tine, ca să poți să manifesti spiritul tău autentic într-un anumit loc. Și variază, evident, nu înseamnă că ești cameleon, nu înseamnă că ești schimbător, dar îți vei nuanța și manifestarea și existența și spiritul și autenticitatea în funcție de loc. Mesaje pentru unii dintre voi. Hai să vedem gemenuți. Interesant, valetul de spade. Mercur, comunicare. Ia uite, și soarele, în adevăr, eventual. În spate, soarele vă atrage atenția că sunt situații toxice, sunt locuri toxice, sunt oameni falși, sunt situații în care poate voi nu v-ați regăsit așa zisa, nu așa zisa, cea despre care am vorbit, autenticitatea, soarele, trezirea, conștiința. Și trebuie să înțelegeți lucrurile astea. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Ia, la capătul setului de cărți. Tot aici am, ia, uite, ați văzut, a apărut de 2 ori. Dar urmează să vă întâlniți cu cine trebuie. Patru. Dar pentru asta și voi trebuie să fiți autentici și cealaltă persoană trebuie să fie autentică. Dacă aveți de-a face cu oameni care nu sunt autentici, nu sunt cei care sunt aici, cu care urmează să vă transformați și să vă uniți trup, minte și suflet. În timp ce vorbește justiția, lucrurile trebuie să se echilibreze, să se îndrepte și dacă sunt lucruri nedrepte, se va găsi o plată, o rezolvare la ele. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, iunie 2020 și, ia uite, roata norocului, am zis că se schimbă.
energia, dacă ați avut un loc în care nu v-ați simțit autentici, norocoși, nu v-a fost bine, un loc în o casă, o relație, lucrurile se schimbă. Poate că aveți parte de o întâlnire karmică. Karmică în ce sens? Întâlnire de destin. Care schimbă karma în dharma, eventual, dacă asta, dacă faceți transformarea din voi, dacă deveniți autentici, dacă lucrați la această trezire, să știți, măi, dar de fapt eu ce am nevoie? Să nu stați cu oameni care nu vă mai reprezintă, care nu vă împlinesc nevoile, dar nu doar fizice, emoționale, sufletești, spirituale. Gemenuți. Soarele, unul vine să ascende nodul nord în gemeni. N-am mai făcut. Asta vrea să iasă. Cavalerul de monede. E o chestiune de construcție, de determinare, de stabilitate. Central. Provocare. Trecut. O să mai simplific. Trecut. Prezent. Ia să fac așa. Trecut, prezent. Descartea. În fine. Așa. Prezent. Viitor. Exterior. Frumos m-am venit. Wow, ce frumos. La capătul setului de cărți, artistul. Sunteți artiștii vieții voastre. Poate că țineți cu patru de monede, poate că țineți la niște calități artistice, la o capacitate de manifestare. Poate unii dintre voi aveți un artist în preajmă la care țineți. Dar, trecând peste aceste posibilități, trebuie să descoperiți că dacă ieșiți din patru de monede, din tipare și vă vindecați aceste tipare și mergeți înainte, faetonul, înspre steaua voastră, înspre destinul vostru, înspre autocunoaștere, și autocunoașterea vă aduce, autenticitatea vă aduce și persoana care vă e potrivită, dacă ieșiți din tipare patru de monede, care este foarte șablonat, învățați să manifestați. Și ce interesant în această cruce, da? Ce vă doriți, apare magicianul. Vreți să manifestați, vreți să fiți voi înșivă. Nu întâmplător au venit mesajele astea. Știți că sunt multe aspecte. Nu că sunteți voi în zodia gemenilor sau cu ascendent în gemeni sau cu lună sau cu Venus în gemeni. Dar orice om are multe aspecte, da? De descoperit. Însă probabil că voi aveți această chemare la autocunoaștere, ar spune. Vreți să manifestați ceva, să vă creați destinul vostru, să vă creați locul, da? Spiritul locului. Schimbând locul sau recreându-l sau redecorându-l, schimbați energia, feng shui-ul, da? Apropo de patru, de monede, de bâte, pardon, de casă, da? Eventual. Știți că urmează să manifestați, iată, întâlnirea. Coming together. Întâlnirea aceea care, vai, de 14, la care v-ați rugat, fantastic, ce cărți, la care v-ați rugat, ați încercat să manifestați de nu știu cât timp, magicianul, magical, map shifter, ați încercat să schimbați realitățile, perspectivele, coordonatele. Și în ce schimb, nu transformare, să, am mai vorbit de acest shift, de mutare, de pe niște coordonate pe alte coordonate, da? V-ați educat în această privință, ați citit, v-ați documentat 3 și cu 5, 8, adică ați participat intelectual și sufletește la transformarea aceasta voastră. V-ați rugat 3 și cu 2, 5, male preot, da? Rugăciune. Ca să vă găsiți perechea aceea care vă vindecă și vă aduce fericire. Cu care puteți zbura și prin aer și prin apă și prin foc. Da, interesant cum au venit cărțile, deja m-am fixat pe final, dar în prezență aveți 7 de bâte în sufletul vostru. Unii trebuie să
Învățați să puneți granițe personale în calea unor energii. Nu zic musai persoane, și energii. Pentru că acum vorbim și noi despre alt fel de lucru, nu doar despre acest 3D. Ne mai ridicăm și noi, da? În vibrație și în cunoaștere. Trebuie să învățați să vă protejați sufletul, să puneți granițe. Pentru că sufletul vostru este foarte, foarte special și este primul lucru pe care trebuie să-l salvați. Este un dar divin. Astfel de bâte ar putea să fie această trezire despre care am tot vorbit. Dar provocarea este 7 și cu 1, 8, să mergeți mai departe. Să nu vă blocați sufletul în totalitate, să nu deveniți prea închiși, prea defensiv, ci să dați șansă spiritului să vină înspre voi unei noi pasiuni. Care? 7 și cu 8. Apropo de zburat. Cu care puteți zbura prin apă, prin aer, prin foc? Apropo de foc de bâte. Care vă extinde viața, vă crește din punct de vedere spiritual, emoțional. Nu mai vorbim de celelalte aspecte, că bănuiesc că se vor manifesta. În trecut 4 de spade. Poate că e un aspect al vostru. Că sunt spade, da? Un aspect al vostru hiperanalitic. V-ați gândit la decepții, le-ați analizat pe toate părțile. Și e bine dacă ați făcut asta, că tot a fost Mercur retrograd, e un trecut apropiat ar putea să fie. Poate și îndepărtat, dacă vreți să ați avut nevoie de vindecare fizică, mentală, emoțională de cineva, iar de cineva de acasă, patru, e casă. Sunt multe lucruri care exprimă această casă, cămin pentru unii, sau șabloane. E un pătrat, e un cup, sunt multe. Acum voi trebuie să le sesizați nuanțele, să vedeți care din aceste nuanțe sunt ale voastre. Eu nu vi le pot da chiar pe toate. Ar trebui iar să stau foarte mult și se pare că nu e indicat să stau așa de mult într-o etalare. Voi trebuie să găsiți aceste nuanțe care țin de patru. Casă, cămin, cutie, șablon, tipar, da? Și nu e genul vostru. Înțeleg că am și o planetă în gemeni, nu e genul vostru. Asta nu înseamnă că nu vă doriți stabilitate, dar altfel de stabilitate, aici e altfel de patru. Stabilitate în autocunoaștere, în autenticitate. Dorința comună de a vă descoperi și voi în voi înși vă și unul pe celălalt. În bucurie, în armonie, în trezire spirituală. 4. Altfel de 4, da? Dacă aici este o relație veche sau niște situații care v-au dezamăgit, în viitor apare bine, super bine. Veți fi împreună cu persoana potrivită. Dar, repet, în sufletul vostru, sunteți dezamăgiți, puneți granițe personale, bine ar fi să învățați să puneți, să știți când să spuneți nu, când să spuneți da. Și provocarea este asul de bâte. Interesant că în prezent apare și cavalerul de bâte. Vine cineva care vă atrage atenția. Într-o formă sau alta, poate a și venit, poate e prin preajmă. În general, cavalerul de bâte este autentic. Ar trebui și voi să fiți autentici ca să puteți să faceți pereche. Și să știți că și cavalerii se așează la casa lor. Sunt niște filme foarte frumoase. Regatul Cerului, da? Acolo e un cavaler de spade și de bâte superb. Foarte stabil, dar și foarte curajos. Aici trebuie eventual să vă cuceriți această stabilitate. Ar putea acest cavaler de bâte, nu că ar putea, sigur este un aspect și al vostru. Ca și asul de bâte, un aspect al vostru în care voi nu mai sunteți defensivi, gânditori, hiperanalitici. Cum? Orice om înțelept e normal să fie. Ci încercați să depășiți granițele, tiparele și să vă explorați potențialul. Nu musai cu alte relații al vostru, să călătoriți. Poate să fie dorința voastră de a călători undeva departe, în alte spirite, în alte locuri. În alte spirite al locurilor, vreau să zic. Alte locuri. Da? Apropo de artist, de ieșirea din tipare, de vindecare, da? De faeton.
Și cavalerul de spade, un alt aspect al vostru. Mie îmi plac cavalerii, v-am zis, uitați-vă la regatul cerului sau la spada sinului, film corean, foarte fain, foarte fain. Uitați-vă ce vibrație înaltă poți să aibă, poți să devină regi, poți să cucerească regine. Au un potențial excepțional tocmai prin faptul că ies din tipare, din patru, din cutii. Nu pot să fie reținuți. Dacă sunt în lanțuri, taie lanțurile. Și se pare că în viitor, în continuare, merge spre eliberarea de cupele goale, cupele cupelini. Și mergeți către nouă de cupe. Regăsirea voastră despre care am tot vorbit chiar până acum, da? La lună plină, interesant. Poate la o lună plină. Vă veți întâlni față în față cu speranțele, cu visurile pe care până la un moment dat le credeați niște speranțe, niște visuri, dar le veți materializa. Uite aici, patru de bâte, sufletul pereche, flacăra geamănă, pentru unii, nu pentru toți. Repet, nu toată lumea își întâlnește flacăra geamănă, dar unii au această șansă. Sfatul este asul de monede. Puneți în practică materiali. Ai, ce frumos! Dar cum să nu? Cum să nu? Aveți o idee trăsnet. Ai, ce provocare! Ideea trăsnet. Astfel de... Ideea trăsnet care trebuie pusă în practică și puteți să faceți bani prin artă unii dintre voi, prin spectacol magicianul. Sunt multe forme prin care vă puteți exprima creativitatea și din care puteți să faceți și bani. Dar important e să puneți în practică, să materializați și apoi veți vedea ce vor veni. Vor veni și banii, chiar dacă vă e grijă la ei, unii dintre voi, 8 de monede în poziția fricilor. Știți că trebuie să munciți, dar în momentul în care muncești cu drag la acest as de monede, la acest hobby, pasiune, idee, trăsnet, păi vor veni și banii. Exterior, 3 de bâte, o situație la distanță, de care poate unii dintre voi vă îndepărtați, încercați să vă detașați, pentru că știți că nu se poate împlini deocamdată. Ori, bine ar fi, pentru că 3 de bâte, în principiu, chiar dacă reprezintă distanță, are conotații pozitive. E o carte a speranței, a viziunilor, da? Apropo de artist, de manifestare. Dacă e cineva la distanță, 7, nu bloca, 7 și cu 8 înseamnă comunicare, călătorie. Aici e provocarea, cavalerul de bâte călătorește. Provocarea este să călătoriți, să comunicați, că am văzut și valetul la un moment dat, da? Și magicianul înseamnă comunicare. Aici este. Pentru că puteți dezvolta ceva nou, aveți viziune și voi și cealaltă persoană. Dar ambii, 2-2, trebuie să lăsați în urmă niște relații vechi, niște situații care vă țin pe loc în karmă. Poate și ei trebuie să lase și voi, da? Ca să se poată manifesta relația aceea superbă. Uniunea celor două suflete care se aseamănă. Foarte, foarte frumos. Cât am vorbit? 18. În poziția fricilor aveți 8 de monede. Poate este un job care vă stă, să zic, vă îngreunează dorința de a vă extinde, de a călători, de a... Poate. Poate doar frica, că trebuie să munciți mai mult decât v-ați obișnuit, sau poate frica. Că nu se transformă lucrurile, dar 8 și cu 1 aduce 9. Stabilitate, independență, mai bine zis. Independență, reușite. Veți avea succes dacă munciți. Vă veți împlini speranțele. Am văzut rugăciune, da? Mai devreme? Ia uite. Speranțele, rugăciunile, le veți împlini. Dacă veți călători și dacă veți munci. Și mai ales, dacă lăsați în urmă cei care vă pun tot timpul într-o poziție de defensivă, cei care nu v-au umplut paharele emoțional, mental, v-au obosit fizic, la fel, v-au epuizat, v-au... Da? Lăsați în urmă. Pentru că astea sunt
E o epoca marilor transformări, ar spune. Ce vă doriți, magicianul? Să vă transformați, ate. Să aveți acea baghetă, hocus pocus. Dar un creion, dacă faceți poezie, o pensulă, o, eu știu ce, dacă faceți artă, sau un instrument cu, eu știu, cu ce ar putea să fie. Tot cu o baghetă. Sunt multe feluri prin care vă puteți transforma viața, dar mai ales prin artă. Sau conexiunea la artă, să vă duce să vedeți felul în care văd artiștii viața, situații și vă pot inspira și pe voi și schimbați vibrația, spiritul locului în care stați. Hai să vedeți aici cartea asta ca să, așa, și cu. Eu le-am arătat pe astea. Come in. Come together. Și 14. Vă veți întâlni cu persoana care vă e potrivită, care vă alină, vă susține. Aș vrea să clarific 7 de bute. Ia uite, mult stres. Mintea e super stresată. Ia uite și epuizare fizică, 9 de bute și cavalerul de spade. Din punct energetic, ia uite, îndrăgostiți într-o poveste de dragoste. Pe de o parte, aveți stres și epuizare fizică, pe de altă parte că sunt alegeri. Aveți integrare. Un personaj echilibrat care vă ajută să vă bucur. Vedeți? Ce diferență, da? Îndrăgostiți. 4 de bute. Dar și alegerile. Aveți de ales într-o persoană care vă aduce bucurie, da? Vă puteți integra umbra și lumina într-un mod frumos, artistic, să zicem, că tot a apărut artistul, 20 și cât este? 23. Și trebuie să lăsați în urmă ori un semn de foc, ori un alt semn de aer, foc și aer au apărut aici, da? Sau dacă nu semn, musai, aspecte, cineva pe situații cu aspecte, da? Sau o situație în care ați depus foarte mult efort fizic, v-a epuizat, cineva a avut poate prea multe pretenții, prea multe așteptări. Sau pur și simplu nu v-ați potrivit cu acea persoană și de-aia lucrurile au mers foarte greu, v-a adus stres și epuizare, pentru că nu vă potriveați. Ia uite. Dar față de acest personaj cu care vă simțiți bine și vă integrați, interesant, poate unii dintre voi poate ați ales la etalarea anterioară numărul 3. Aveți ceva de, ia uite, creativitate, iar creativitate împărăteasă artistul, da? Aveți ceva de așteptat pentru împlinirea acestui vis, aveți de luptat, apropo de cavalerul de spade, cu cei care v-au învățat că asta fac karmici, învață și ei într-o formă mai neplăcută, să vă creați granițe personale, armuri. Clarificăm 7 de bute pentru gemenuți și gemenuțe. Da. No seamless. Într-un loc în care întuneric și nu se mai gândește și în care se fac prea multe compromisuri. Această carte, 5, reprezintă cartea Marelui Preot. Dar pentru mine, în acest context, Marele Preot, în care se fac foarte multe compromisuri, poate să fie familie, un mediu în care ați fost educați, poate să fie un loc de muncă în care v-ați format mult timp, mai mult sau mai puțin, dar pentru mine, în mod special, este familia în care ați fost crescuți sau familia pe care v-ați făcut-o căsătoria. Și în care faceți foarte multe compromisuri. Și pentru că ați făcut foarte multe compromisuri, acum, eventual, învățați să puneți granițe personale. E bine, dar mai aveți ceva de învățat. Acest as de bute, acest as de monede, cum manifestați voi pasiunea, fericirea. Pentru că, ok, ați învățat să puneți granițe personale, dar nu e suficient. În viață aveți multe de manifestat. Ia uite, trezire, conștiința ceea ce sunteți,
că nu sunteți umbrele respective, da? Din relațiile despre care am vorbit. Nu sunteți doar niște haine, nu sunteți doar acolo niște numere de buletin. Nu. Nici măcar numele. Deși numele e altă poveste, dar sunteți spirite. Și asta trebuie să descoperiți voi, apropo de spiritul locului. Să ieșiți din acele tipare. Clarificăm 8 de cupe. Ia uite, schimbarea, ia roata norocului. Se schimbă energiile, lăsați în urmă cupele goale și mergeți către 9 de cupe. Posibil o întâlnire, iar integrare, Yin și Yang, o întâlnire de destin la capătul setului de cărți. Posibil un soț, da? Sau poate să fie o persoană care încerca să vă controleze sau un șef. În momentul în care plecați din viața lor să se simtă vinovați. Poate. E problema lor. Cine se simte vinovat, și voi și ei și oricine se simte vinovat, trebuie să-și rezolve această problemă de vinovăție la psiholog. Dar ce mai văd? Văd rebelul. Aici iar este o energie. Ar putea să fie a unora dintre voi. Să nu mai stați în această stare de patru, de spade, de da? Hiperanaliză, de vindecare, de blocaje, de atitudini defensive și să dărâmați, să se dărâme tot în jur și în voi mai ales. Aici e un turn în interior. Treziți-vă și descoperiți rebelul din voi, descoperiți împăratul din voi, femei, bărbați, nu contează. Descoperiți că vă puteți controla viața. Nu trebuie să lăsați pe alții să vă controleze eventual. Mai dăm o carte pe change, pe roata norocului, soi de roata norocului, da? Energiile se schimbă, dar oricum am zis că mergeți înspre nou. Pe dragoste față de voi. Mai dăm o carte pe change. Ia uite. Asta e. Va simți singur lângă cineva care n-a știut să vă ofere. Doar a strâns averi sau a stat lângă voi doar ca să strângă averi. Patru de monede, despre care am tot zis, ieșiți din tipare. Ieșiți din tipare. Și deveniți artiștii vieții voastre. Poate că cineva, pentru unii sunt mai multe mesaje, a stat în acest patru de bâte, de monede, pardon. Ați acumulat averi unii dintre voi, a stat lângă oameni care au creat ziduri și în jurul lor și în jurul vostru și în jurul cuplului, da? Și ați înțeles că lângă acești oameni nu aveți ce să căutați, măi, nu aveți. Chiar dacă e greu să vă descoperiți nouă de cupe dragostea față de voi, știți că odată descoperită vă veți atrage magicianul, veți magnetiza întâlnirea cu flacăra geamănă, cu sufletul pereche. Da? Vă veți întâlni cu personajul lângă care veți fi fericiți, pentru care v-ați rugat. Și la un moment dat, dacă urmați ce am explicat mai devreme, se va produce acea întâlnire specială. La un anumit timp, este o oră divină când vă veți întâlni. Da, v-ați simți singuri acolo. V-ați simți singuri. A trebuit să jucați fețe-fețe, da? Dar ia uite, ați fost sub presiune. Și cine comentează despre gemeni? Nu e treaba mea? Eu acum citesc despre gemeni. A, și dragii mei, au vrut să zic de la început, dar până la urmă zic acum. La mulți ani vă doresc dragoste, fericire, să vă împliniți cele mai frumoase dorințe și să reușiți să manifestați cele mai frumoase calități ale voastre. Sănătate multă. Da. Acum, asta e. Lăsați în urmă ce nu e... Ce nu vi se potrivește. Și ai revenit la prima carte. Voi știți ce era? Era The Wizard, nu? Da. Ceea ce sufletul vostru știe mai bine ce are nevoie. Nu aceste lucruri. Nu acele lucruri despre care am vorbit. Da? Eu n-am nimic cu căsătorile voastre, cu relațiile voastre de lungă durată, dar multe sunt karmice. Că dacă n-ar fi, n-ați căuta în tarot. Clar.
Voi știți ce aveți nevoie, doar ascultați, dați-vă timp să vă ascultați sufletul și apoi să acționați, să vă eliberați, să vă recuceriți pe voi destinul vostru și să schimbați energia în bine. V-ați simțit singuri acolo, lângă acei oameni zgârciți. Clarificăm 3 de bâte. Exterior, 3 de bâte, speranța aceasta, viziunea aceasta de viitor. Deocamdată posibil, pentru că e distanță, să vă simțiți încarcerați în relația despre care am vorbit, să vă simțiți singuri în lanțuri, dar va trebui să descoperiți cavalerul, rebelul din voi, da? Să vă maturizați dintr-un anumit punct de vedere. Și să înțelegeți că nu acele aspecte materiale și confortul fizic vă aduc fericirea, ci altele. Și atunci veți înflori. Veți intra într-o nouă, interesa magicianul de dori. Da? Intrați într-o nouă manifestare, într-un nou ciclu de manifestare. Iar e o dorință pe care v-a spus-o de mult. Ia uite, dorința, magic prayer. Și voi și ei. Și tocmai pentru că v-ați spus această dorință, că dacă nu vă puneți, nu, na? Nu se manifestă, dar trebuie să o puneți când sunteți în pace. Și veți manifesta, veți ieși din relațiile în care vedeți iluziile și vă veți întâlni cu persoanele care vă văd autenticitatea sau... Dacă vă regăsiți autenticitatea, vor fi și autentici. Vă văd adevărata ființă, adevărata esență. Înțelegeți, da? Nu doar ce li se pare ce vor. Ia uite ce frumos! 10 de cupe! 10 de cupe! Deocamdată visați! Dar e bun și visul, că face parte din, vizion, din această viziune, din această speranță, din această tehnică de manifestare. E bun și visul, până la un punct. Dar nu uitați că trebuie să depășiți acele grilaje, lanțuri și să călătoriți eventual, să comunicați. Clarificăm, care mai fie de clarificat. Da, aveți de ales, două posibilități, dar trebuie să vedeți de la distanță. Ce ar fi de clarificat? 4 de bâte. 4 de bâte pentru mine înseamnă și o întâlnire. A dating. Să ieșiți la un restaurant. Ia uite, 3 de bâte, mă, 3 de bâte, 3 de bâte și 4 de bâte. Îndrăzniți. Da, îndrăzniți. Creați-vă, nu știu, creați-vă oportunitățile. Aici e creație, aici sunt oportunități și aici este manifestarea. Creați-vă oportunitățile. Da, învățați un pic de la artiști. Câte ceva. Fiți un pic rebel, iar apare rebelul. Intrați în voi, dar în pace, da? Nu în turnul care se întâmplă de mai mult timp în voi și în jurul vostru. Intrați în pace, izolați-vă de energiile negative și creați acolo pace și din pacea manifestați. Manifestați. Veți fi împreună cu cineva, asta e clar. Cu cineva care vă aduce multă bucurie. Poate că vă întâlniți cu prietenii unii dintre voi, poate va veni cineva de la drum sau voi veți face un drum, totuși cu cavalerul de bâte. Există mișcare, există mesaje de genul acesta. Variază de la om la om. Ia-ha-ha! Ia uite, calmați-vă emoțiile. Când vă veți întâlni cu persoana respectivă, veți avea niște emoții și lucrați un pic cu sentimentele voastre și acelea de neîmplinire. Că eliberându-vă de acele sentimente de neîmplinire, puteți manifesta cele de împlinire, da? Și asta faceți de ceva timp, cred că, cu 4 de spade. Vă calmați mintea, calmați-vă mintea. Vi s-a zis chiar de la început cu primul mesaj, da? Calmați-vă mintea, pentru că voi știți mai bine ce în sufletul vostru. Doar trebuie să fiți calmi și să observați. Și dacă veți fi în niște stări, am văzut aici 10 de cupe, când vă veți întâlni cu o persoană de la distanță,
care vă așteaptă, vă așteaptă sau vă dorește sau e o distanță între voi. Veți ști. Veți ști. Da. Parcă totuși simt nevoia să-mi iau o carte, mai o carte. Că astea au venit foarte brusc. Foarte brusc. Ok. Ia uite, faceți-vă timp de dragoste față de voi. 8 de cupe, 9 de cupe. Da? Faceți-vă timp pentru voi. Și fiți mândri de ceea ce sunteți. Chiar dacă ați suferit, chiar dacă ați trecut prin multe, chiar dacă ați pierdut multe, fiți mândri. Că aveți ce povesti nepoților. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Sper că v-a plăcut. Vă pup. Ceau, ceau.